În fața mea la casă era familia Bucur. Deci, mama pe mine, ce nu tai că tu să vină în coa? De ce mă jignești? Cine mă dezignește tu, pe tine? Cu ce trebuie mă filmezi pe tu? Eram la Kaufland, am luat niște banane și am văzut-o pe aia pe Bucur Nicoleta din lateral. Și m-am așezat fără să-mi dau seama că eu nici nu știam pe bărbat. M-am așezat fără să-mi dau seama la casă, în spatele lui ăla, pe la bandă. Ăla mi-a zis că haideți în fața mea dacă aveți mai puține. Și am trecut în fața lui și la un moment dat a venit și Nicoleta și zic că voi sunteți familia Bucur. Am făcut legătura și zic că nu mă știi pe mine. Și bă, da, te știu și pe tine și pe nevastă mea. Și că asta e, îmi dă, trecem peste. Și zic că eu n-am trecut prietele peste. Punând că, timp ce plăteai tu întreținerea, am profitat de neatenția aia ta și i-am băgat copilul în casă. Întreținerea plătindu-se pe scara C, nu pe scara A, unde locuiesc eu. Păi ce dracu căutai tu pe scara A ca să plătești întreținerea? Te ieși când inventează infracțiuni. L-am înțeles cu executare, Nicoleto. Păi cum dracu mă bagi tu pe mine la pușcărie inventând infracțiuni?